Eu m-am născut în comuna Ilean, dar în satul Perivadului. Am copilărit la Dej. Tatăl meu era mecanic șef la uzina de apă. Am făcut școala la Dej și la Rădăuți, între timp, și pe urmă din nou la Dej și la Baia Mare. Părinții mei, tata a avut servici, mama casnică, am o soră care e mai mică decât mine cu 2 ani și a lucrat tot în învățământ. Capitolii de la Viena, trupul țării noastre a fost sfâșiat, deci Ardealul de Nord a fost cotropit de maghiar, de armata portistă. Și atunci tatăl meu a fost dat afară din serviciu și a fost înlăturat. Și neavând mijloace de existență, n-a mai găsit niciun post să se încadreze, totdeauna era încadrați maghiari. El știa foarte bine ungurește, dar așa a fost. A plecat peste Feleac, la Lupeni, unde avea cunoștință pe Valea Someșului. Și acolo a lucrat la mine, a făcut cerere pentru reîntregirea familiei, nu a primit răspuns și a trimis o călăuză după noi. Deci, în noaptea de bobotează, în 1940, am trecut peste Feleac, pe un ger crâncen, zăpadă mare. Și ne-a așteptat tata la Turda. Ne-am făcut documente de refugiați și am locuit la Lupeni o perioadă scurtă de timp, deoarece la Lupeni mina era militarizată și se lucra pentru războiul, frontul din Est. Desele accidente au făcut ca refugiații care erau la mină să-și găsească ceva posibilitate să meargă undeva. Și între timp a apărut în ziar și la radio că se face colonizare în Bucovina, se acordă 5 hectare de pământ și casă. Și în felul acesta s-a format un comitet în care a fost cooptat și tatăl meu și a mers la București, a obținut aprobare de la Ministerul Agriculturii ca să putem să mergem la Dornești, lângă Rădăuți. Și până la urmă s-a primit și aprobare de la CFR. Și am călătorit cu vagoanele de marfă, Govagon. Erau 800 de refugiați. Am ajuns să fim așteptați de Crucea Roșie, că nu aveam aprovizionare, alimente necesare, că era criză. Ne-a așteptat Crucea Roșie în Brașov, în Predeal și încă într-o gară și au trecut din vagon în vagon și ne-a dat pâine de război, zahăr, biscuiți. În Brașov ne-a așteptat cu mâncare, s-a la rând cu porția. În sfârșit, după 2 săptămâni, am ajuns la Dornești, unde mi s-a repartizat case. Tăticu, fiind în comitet, participa să repartizeze la ceilalți și noi am rămas fără casă. Și în cele din urmă, la popota subofițerilor, o cameră goală, fă pat, masă, laviță și am stat acolo câtva timp. Însă a fost solicitat la Direcția Agricolă de la Rădăuți ca să se ocupe de tractoriștii refugiați care lucrau în agricultură și ne-am mutat la Rădăuți. Acolo m-am scris și sora mea și eu ne-am scris la liceu industrial ghinionul că n-am stat mult timp, nici un an. S-a primit ordin de evacuare deoarece s-a rupt frontul din est și trebuia să ne evacuăm și să plecăm din nou, să ne luăm iară. Cum am plecat peste Feleac îmbrăcați așa cu ce am avut pe noi, așa a rămas totul în Bucovina, în Rădăuți, numai cu ce am avut pe noi ne-am refugiat. Ne-am evacuat la București, deoarece lucra la Ministerul Agriculturii, acolo în București ni s-au oferit un spațiu de locuit și cu familiile de la salariații Ministerului Agriculturii, din cauza bombardamentelor, ne-a evacuat în Târgoviște. Acolo alt prăpăd, alte bombardamente. Și am stat puțin, că
am urmărit frontul din vest. Deci, cum urmăream la ziar, în ziar, la radio, că s-a ocupat Dejul, armata română a trecut de Dej, imediat cu familia ne-am luat să venim înapoi la meleagurile noastre, la bunici. În spatele frontului. Da, da. Și am venit cu trenul până la Turda. De la Turda cu un camion până în Cluj. În Cluj ne-a prins noaptea și ne-au cazat la mitropolie. Și acolo de la Cluj am venit cu căruță, iar cu un camion până la Gherla și de la Gherla pe jos până la Deș. În sfârșit ne-am văzut iară pe meleagurile noastre. Din nou tăticul a fost primit la uzina de apă, pe postul pe care l-a avut. Ne-am bucurat că ne-am revăzut bunicii, rudeniile, ne-am simțit foarte fericiți după atâta pribejie prin țară. Am terminat clasa a patra, eram în clasa a patra de liceu, cum ar fi clasa a opta generală a patra de liceu. Un fel de gimnaziu. De gimnaziu, da, da. Atunci, în 7 august 1945, s-a reîntors armata noastră victorioasă de pe front și vânătorii de munte au poposit la Dej. În cinstea lor, elevii de la liceu au prezentat o serbare, sigur că și armata au făcut și ei serbare în parcul orașului, după care am avut voie și noi elevii cu părinții și cu dirigenții să mergem la balul la prefectură. Acolo m-a invitat Petre Dumitru la dans. Am dansat câteva dansuri și trebuia să mergem acasă. Ne-am dat întâlnire. Deci, noi ne-am cunoscut în 7 august 1945. Atunci, soțul meu mi-a spus, zice, o să fii soția mea. Deci, aveam așa, am rămas surprinsă. Și pe urmă mi-a arătat Ineliu Verigheta că a pus data 7 august 1945. Am vorbit 4 ani, aștepta 4 ani. Între timp, el a fost selecționat în ansamblu Ciocârlia, ansamblu Meaiului, unde a fost, așa cum v-am spus, relatat data trecută, că a fost recitator, corist, prezentator. Și în 9 septembrie 1949, deci după ce am terminat școala, ne-am căsătorit. Și am plecat la București. La București am stat până în 1955. În 51 am născut primul copil, Chiocel, și cu numele a fost o problemă, ce nume să-i pune. Și ne-am gândit noi că a fost primul Chiocel, un cântec atunci la modă, primul Chiocel, prima iubire, prima întâlnire. Și ne l-am pus numele de Chiocel. Soțul meu era în Brașov cu ansamblu, în turneu și am dat, tăticul i-a dat vestea, ci că s-a bucurat foarte mult și colegii și tot, că are un băiat. A doilea băiat l-am născut pe Liviu Adrian, l-am născut la București, la Spitalul Militar, că eram tot în București. Cu el, cu numele, iar e o problemă. Medicul m-a întrebat ce nume-i punem, cum îl și moșa, cum îl trecem în documente, în registru. Zic, nu știu, întrebați la ansamblu pe soțul meu, să vedem ce... Deoarece la primul copil i-am spus Chiocel, cum am hotărât noi, și al doilea nume, Dumitru. La Liviu... Aici n-ați apucat să vă înțelegeți înainte, să da. Înțelegeți. La Liviu a dat telefon la ansamblu și soțul meu zice, stai să mă uit în calendar, ce zi? 26 august. E Sfântul Adrian. M-am bucurat foarte mult că e Adrian și zic, ia să-i pun și numele meu, Liviu. Și am rămas în București până în 55.
Eu am încercat să intru în ansamblul Nicor, însă n-am reușit. Era criza după război, era postul festivalului, greutăți, la coadă, totul era pe cartelă, totul era raționalizat. Și atunci nu mai stau mitică în București, plecăm acasă. I-a plăcut Valea Someșului și a fost de acord și a reușit să obțină aprobarea să venim la Dej, unde ni se promise să post în învățământ, însă. Deci amărgirea a fost că postul a fost dat la un alt cadru și atunci am stat și ne-am gândit, mergem la Ileana, pe Valea Someșului. Lui i-a plăcut foarte mult pe aici. Și ne-am stabilit aici la Ileana, ne-am încheiat o gospodărie, umăr la umăr, prin toate greutățile prin câte am trecut, am reușit să ne realizăm așa cum am dorit. Sigur că au fost greutăți multe, dar dacă este încredere, respect reciproc și bună înțelegere, toate se fac. Cu greu, dar toate se fac. Am funcționat la școală, soțul meu știți că a fost director. Eu am funcționat la școală până în 72, am fost promovată director de cămin cultural și am așa plăcerea să vă anunț că aveam organizate serbări câmpenești la Bizușa. În fiecare prima duminică din iunie se făceau serbări câmpenești la care participau noi cu școlare și cu formațiile căminului cultural și din județ. Formațiile din jur și de la județ. În sfârșit era așa o atmosferă de bucurie, de deconectare de problemele vieții. La Căminul Cultural am fost promovată în funcția de director. Vrând, nevrând, fiind femeie, m-am gândit să mă ambiționez și să fac ceva, să dovedesc că și femeile pot să rezolve și să conducă. Așa, și am reușit să realizez PECOM, Dacia Service, Balastiera, blocurile astea aici ale Coascului și altele. Am participat alături de soțul meu și de cetățeni, de părinții copiilor, la construirea liceului, la înființarea internatului, la înființarea cantinei, care era aprovizionată cu produse de pe lotul școlar. Deci, noi am dorit să ne simțim, să, cum să vă spun, să fim alături de săteni, de părinții copiilor, să facem ceva pentru dezvoltarea comunei și pentru culturalizarea ei. Ce sentiment aveți astăzi, când treceți pe lângă blocurile de care spuneați și așa mai departe? Când trec, mă bucur. Mă bucur și mulți îmi aduc aminte. Dați cu tare, a fost realizat în timpul cât ați fost dumneavoastră la conducere. Mă bucur. E o realizare frumoasă și poate că se mai poate face. Am avut o viață fericită, o familie bine închegată, copiii au făcut liceul aici și au reușit la studii superioare, s-au realizat. Avem câte 4 nepoți, 2 și 2. Suntem o familie împlinită și mulțumiți de rezultatul muncii. Însă ce aș vrea să vă mai amintesc, ceva foarte important, după pensionare, soțul meu și-a pus în gând să construiască un monument în cinstea veteranilor din primul și din al doilea război mondial. Cu mare greutate, eu atunci eram și în 86, m-am pensionat, în 2001 s-a pus problema înființării monumentului, eram consilier.
Și după pensionare am fost consilier, am muncit la școală, la clasele 9 și 10, școala tehnică, cum se spune, am predat tehnologia materialelor de confecții. Deci, n-am făcut pauză. În sfârșit, cu greutate, s-a colectat bani de la veterani, pe urmă au contribuit sătenii, cadrele didactice, intelectuale, cei care au avut posibilitate. Și s-a reușit să se realizeze monumentul cu, după proiectul academicianului Ion Irimescu. Noi am plecat în delegație la dânsul ca să ne dea proiectul și ne-a oferit proiectul fără nici un ban. Chiar scrie pe proiect, zice, proiectul este al meu, vi-l ofer fără niciun ban, dar să mă chemați la inaugurare. Și a spus la soțul meu, directore, când faci inaugurare? Era, zice, în 2003, nu-i așa, ne-am gândit, 2001 până în 2003 se poate. 2003. Zice, păi atunci eu o să fiu centenar. S-a întâmplat că a decedat și noi am tras cu monumentul, cu solicitare la... Dar cine am știut? Întâi la cei apropiați. Am primit și diplomă când s-a sărbătorit monumentul la inaugurare. Am primit diplomă de merit, mă amintesc, și diplomă la, pentru împlinirea 50 de ani de căsătorie. Ișu și l-a văzut că a participat, are un jurnal în care scrie tot, în fiecare zi ce a făcut, câte greutăți a întâmpinat, însă nu a putut să îmbolnăvi, poate și de inimă grea, că nu a fost cum... Așa a dorit să se construiască mai repede, însă până la urmă s-a realizat și este un monument frumos. Cum vă explicați că un om care nu s-a născut aici, aparține altei culturi, putem spune, cultura din Sud, și odată revenit aici să fie mai sătean, mai lendean decât da. Alții chiar de aici, din partea locului? Când s-a reîntors de pe front, i-a plăcut mult, a stat în Dej și în Cluj, de unde a fost... recrutat la ansamblu Ciocărlia, i-a plăcut foarte mult Valea Someșului. Și probabil am fost prima dragoste. Îndrăjindu-mă, îndrăjind meleagurile, familia, cunoștințele, a venit cu cea mai mare plăcere și s-a împământenit aici pe Valea Someșului, în comuna Eleanu, aproape de perivadul unde ne-am unde m-am născut eu. Așa pe scurt, fugitiv, însă e o viață frumoasă, o viață plină de realizări, plină de amintiri. Sunt mulțumită, sunt mulțumită că am o familie frumoasă, copii realizați, nepoți, așa. Și sunt mulțumită că am putut să ne sprijinim reciproc ca să putem realiza ceva. Să putem rămâne în conștiința consătenilor noștri și a celor a cunoștințelor, să rămânem ca niște oameni care nu am trăit degeaba. Am contribuit cu ceva la dezvoltarea comunei, a tineretului. Deci cu plăcere mă uit în urmă și pare rău că timpul trece foarte repede. Și vroiam să vă, că mi-am adus aminte, a scris Așa a fost, volumul 1, Dragoste de adolescentă. Deci adolescenta eram eu. Deci vroia să mai scrie în continuare, însă... Când a fost scrisă cartea? Acum mai târziu? Sau... Da, acum, după pensionare. După pensionare. Vă dați seama cu amintirile prin care le-a avut și despre viața noastră. Deci aveți și o carte despre viața dumneavoastră. Da, da. Așa. Despre timpul petrecut pe front, are un jurnal.
Și fotografii de pe front am să vi le arăt. În jurnalul lui sunt fotografii de pe front. Și faptul că a văzut grozăviile războiului, oameni morți, oase aruncate și peste tot, i-a trezit sentimentul ăsta de respect față de cei care au luptat pentru eliberarea Ardealului, ca noi să putem veni să trăim pe Valea Someșului sau cealaltă în regiunea în care sunt. Deci să putem să locuim în Ardeal. Mulțumirea cea mai mare, în primul rând copiii și familia. Și apoi celelalte, ceea ce am putut să realizăm și să rămână în urmă, să se vadă urmașii că se poate face ceva. Dacă bine este voință, dorință și putință, că altfel nu se poate.